Salutare, dragilor! Astăzi vom învăța despre cum se montează un TV tuner extern. Nu e mare filozofie, sunt mai multe metode de conectare în funcție de ce cabluri aveți și de ce posibilități are TV tunerul. Am pregătit materialele, hai să ne jucăm! Să ajung aici un pic. Așa, avem o dată, un cablu Euroscart, da? Care are ieșire de audio, deci este cablu de intrare Euroscart, este și de ieșire Euroscart, da? Atenție, este cablu de intrare Euroscart cu ieșire audio, jack stereo și ieșire S-video. Bun. Putem de asemenea să folosim cabluri RCA sau compozit. Mi-am cumpărat un TV tuner, să mă uit și la televizor. Mă rog, la televizor e mult zis. Să mă uit la AXN și la Hallmark. Și e produs chinezesc. E un K-World 2000 scrie pe USB 2800D. Bine, se vede că este marfă chinezească de proastă calitate, întrucât are ieșire audio și USB. Numai că ei n-au învățat că USB-ul transmite și audio. Am un microfon pe USB, da? Na, bine. La cât o costat, să zicem. Și aici avem, după cum urmează, avem intrarea S-Video. Avem intrările de sunet, canalul stânga și dreapta, roșu, alb și video, care e galben. Și nu o să stau să montez toată instalația, să pun și driverele și așa mai departe, ci doar vă arăt cum se montează fizic. Deci avem coșmilia asta de la RDS. Da? E o coșmilie mai degrabă banală. Ne uităm. Are o dată ieșire video. Hai să conectăm. Video, da? Are audio, ca să montez în ordine ca să se și vadă, canalul stânga, canalul dreapta. Da? Sunt băgate așa. Capetele la fire, se vede că sunt pe aceeași rolă, capetele la fire se bagă în TV tuner, respectiv așa. Galben la galben, roșu la roșu, alb la alb. De aici învățăm faptul că aceste culori nu sunt doar de design. Ele au și o funcție de informare, respectiv o funcție tehnică. Deci alb la alb, roșu la roșu. Evident, culorul ăsta se introduce în USB și cu mufa. Deci în USB, pot să și bag, dar nu mă interesează acum, și mufa asta se bagă în line-in pe placa de sunet. Foarte important, altfel dacă nu o băgați, nu aveți sunet. Aveți doar imaginea de pe USB, fără sunet. De aia ziceam că este o porcărie chinezească, dar în fine. Deci încă o dată, să nu ne pierdem aici în fire. Avem ieșirea compozit video, da, galben și cu două de sunet. Galben, da? Așa, și la aceeași culori în TV tuner, nu e greu, da, orice maimuță poate să facă, monkey see, monkey do, alb și roșu. Băgăm în USB, băgăm driverele și la vedere, merge. Bun. A doua metodă de conectare este, și nu prea mai am timp, adică mai am numai 5 minute jumătate, este alta. Tot așa, în funcție de ce cablu aveți. Asta e cablu de 5 metri lungime. Pentru conectivitate mai scurtă, deja se pute treaba pe aici, prea mult pe fire, facem altă chestie. Conectăm
Euroscartul. L-am băgat, da? Și acum avem numai două fire. Avem o dată sunetul care e pentru line-in la computer direct și avem S-video. Corect, da? Asta e tot. Dacă nu v-am arătat. Deci, avem SCART-ul, ieșirea de sunet care intră, trebuie să intre direct în line-in-ul de la computer. Și aici am conectat S-video-ul. Parcă nu sunt ele drepte, nu sunt drepte. Da, pentru că mufele sunt chinezești. După cum vedeți, nu sunt drepte. Observați? Dar ele sunt tuturor corect, în fine. Mai mult decât 0. Și, evident, avem ieșirea USB și ieșirea de sunet. Asta e tot. Deci, recapitulăm. Întoarcem SCART-ul în ieșirea SCART de la DVB sau STB sau cum se mai cheamă, coșmelia care vă dau ăștia de RDS, ieșirea de video, o băgați la intrarea de video din TV Tuner, ăștia îi lăsați neconectați că nu-i folosim. Bine, dacă vrem, se pot folosi, în sensul că putem conecta cele două fire dinainte, putem să conectăm aici, dar n-are sens să facem așa o coșmelie, adică nu e musai să meargă, pentru că ori mai folosim un canal, ori folosim altul. Dar, uite, de exemplu, eu aș zice să conectăm. Dar folosind un original de la SCART. Înțelegeți? Asta e un original de la SCART. Ieșirea. Nu. Sper că ați înțeles. Deci, în funcție de ce cabluri avem, putem conecta TV tunerele. TV-urile externe au și alte mufe. Pe mine m-a interesat să fie pe USB, că nu poate folosi și la laptop. Cine știe? Aia e. Nu, să aveți spor. Pa!